Veniți să ne rugăm. Doamne, Tată drag, cu mare bucurie venim înaintea Ta și în această seară. Și recunoaștem și înălțăm numele Tău mai presus de orice nume. Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Tatăl nostru din ceruri. Doamne, Te chemăm în mijlocul nostru. Toți avem nevoie de Tine, de ajutorul Tău, de sprijinul Tău și de călăuzirea Ta. Luminează-ne mintea și cercetează-ne inima și în această seară. Amin. Amin. Așa cum știți, noi în această perioadă, la adunare, avem o serie de studii despre învățăturile Domnului. Studii tematice din Evanghelii cu privire la învățăturile Domnului Iisus. Noi am avut mai multe sesiuni. În această seară, pe baza la toate sesiunile pe care le-am avut, relația dintre lucrarea lui Ioan Botezătorul, care a pregătit calea Domnului, și lucrarea Domnului Iisus, acolo am început. Apoi am vorbit despre felul în care El și-a răspândit învățăturile. Avem atât parte de cuvântare, cât și accent pe fapte simbolice. Apoi am studiat împreună tema principală, care este Împărăția Cerurilor, Împărăția lui Dumnezeu. Apoi a urmat, asta a fost în întâlnirea anterioară, felul în care Mântuitorul a vorbit despre Dumnezeu, unicitatea Lui și puterea Lui mântuitoare. Toate acestea duc lucrurile la un apogeu. Și apogeul respectiv este o întrebare. Cine este Iisus? Despre așa ceva vreau să vorbim în această seară. Și citesc un text reprezentativ pentru tema aceasta din Evanghelie. Text pe care îl găsim în Evanghelia după Marcu, capitolul 14. Este textul care descrie judecata lui Iisus. Încep lectura la versetul 55. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-L omoare. Dar nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui. Dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui și au zis: noi L-am auzit zicând: eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica altul, care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potriveau mărturisirea lor. Atunci marele preot s-a sculat în picioare, în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și a zis: nu răspuns nimic. Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și a zis: ești tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula? Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Aceasta ajunge să fie
întrebarea decisivă pentru el. Cine ești tu? Înainte de a intra în detalii, începem uitându-ne la următoarele lucruri. Cum i-a învățat Vechiul Testament pe evrei că va fi cel pe care îl așteaptă? Că va fi Mesia? Noi găsim răspuns foarte ușor la această întrebare din următorul motiv. Întotdeauna când ne apropiem de sărbătoarea Întrupării, noi citim texte cum ar fi Isaia 9. Citim texte ca Mica 5. Texte care vorbesc despre cel care urma să vină. O lumină care se arată în întuneric. Un domnitor, un copil mi s-a dat, un fiu mi s-a născut. Toți cunoaștem textele acestea. Cel care urma să vină e din spița lui David. De exemplu, dacă citiți cuvintele profetului Natan, date lui David, 2 Samuel, capitolul 7, găsiți exact lucrurile acestea. Cum i-a promis Domnul lui David un scaun de domnie care rămâne pentru totdeauna. Așa l-au așteptat evreii pe Iisus. Din casa regală a lui David. Trimisul lui Dumnezeu. Dacă îl întreb de când e, expresia cheie, cea pe care o folosim și noi, din vremurile străvechi. Așa citim în Mica 5:2. Când ai acest pachet așa de bogat, de complex, venirea Lui este însoțită de anticipație. Oarecum abia aștepți. Și noi am văzut asta inclusiv la Ioan Botezătorul. Ești tu acela? Sau să așteptăm pe altul? Așa ceva avem la vremea aceea. Mântuitorul își începe lucrarea și noi am parcurs toate fazele acestea. Mântuitorul își cheamă ucenici și înaintea lor face multe feluri de minuni. Noi ne-am uitat la toate acestea ca modalități de învățare, exorcizări, vindecări, inclusiv învieri din morți. Și avem această întrebare. Cine zic oamenii că sunt? Textul corespondent la cel din capitolul 14 în Marcu este în capitolul 8. Mântuitorul se duce cu ucenicii lui într-un anumit loc. Și acolo, luându-i deoparte, le pune două întrebări. Cine zic oamenii că sunt? Oamenii au putut vedea lucrările lui. Lucrări așa cum Iisus le descrie lui Ioan. Spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Spuneți lui Ioan despre minunile care au loc. Și el va face legăturile. Cine sunt eu? Și noi aflăm părerile mulțimii. Sunt trei răspunsuri pe care le-au dat mulțimea la întrebarea cine este acesta? Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie. Alții zic că ești unul dintre proroci. Legăturile acestea le-au făcut ei pe baza unor texte și pe baza ceea ce au văzut. Ei au știut că Ilie trebuie să vină. Dar Iisus clarifică Ilie care trebuia să vină e Ioan Botezătorul. El își dă seama că mulțimea este pe o direcție relativ bună. Noi mai adăugăm la aceste răspunsuri pe care le-au spus ucenicii Ioan, Ilie sau unul dintre proroci. Mai adăugăm textul din
Luca 11, la versetul 31, în care Iisus este asemănat cu Solomon. El îi corectează și spune aici unul mai mare ca Solomon. Când au văzut înțelepciunea lui, priceperea lui în a răspunde la întrebări încuietoare, au spus lucrurile acestea. Aceasta a fost prima întrebare. Cine zic oamenii că sunt? Și vin cu răspunsurile acestea, iar apoi îi întreabă, dar voi ce ziceți? Răspunsul a venit imediat. Imediat. Petru îl exprimă. Tu ești Hristosul. Ucenicii, în urma mărturiei lui Iisus în fața lor, au tras această concluzie. Tu ești Mesia. Când citim textul corespondent la Marcu 8, Matei 16, acolo mai avem două clarificări. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Prima clarificare, a doua clarificare, nu sângele și carnea ți-au descoperit lucrurile acestea, ci Tatăl din ceruri. Dumnezeu ți-a luminat mintea să vezi. Și da, este o diferență importantă între ce spun mulțimile și ce spun ucenicii. Această diferență este dată de această intervenție a lui Dumnezeu prin care El le descoperă ucenicilor Săi identitatea lui Iisus. Dar noi, ca și cititori ai acestei Evanghelii, noi deja știm cine este. Știți de unde? Când Ioan îl botează pe Iisus, Evanghelia ne spune că s-a auzit un glas din cer. Și glasul respectiv a spus așa: Tu ești Fiul meu. În tine îmi găsesc plăcerea. Cititorul află din partea lui Dumnezeu cine este Iisus. Chiar de la începutul lucrării, Ioan este martor la acel glas. Porumbelul care coboară, Duhul Sfânt ca un porumbel și rămâne cu Iisus pentru tot timpul lucrării Lui. Această împuternicire a Duhului Sfânt pentru lucrare e de la început. Această mărturie cu privire la cine este, e de la început dată. Iar acum vin și ucenicii pe aceeași pagină. Mulțimile sunt în direcția bună. Și te aștepta la altceva. Îl certifică Dumnezeu. A venit Ilie și a pregătit calea. Ioan Botezătorul. Toate se aliniază după Scriptură. Iar acum stai în fața soborului, în fața sinedriului, în fața celui mai înalt for religios al poporului Dumnezeu. Acolo sunt cărturari, acolo sunt farisei, acolo sunt mari preoți. Acolo sunt cele mai luminate minți. Acolo sunt oamenii care se îndeletnicesc cu legea lui Dumnezeu. Și acolo, marele preot, conducătorul poporului, pune întrebarea: Ești tu Hristosul? Și Iisus îi spune: Da, sunt. Ce trebuia să facă eu? Ce trebuia să facă ei? Și ce fac, de fapt? Ei trebuia să jubileze în laudă, în închinare, în recunoștință, în sfârșit s-a împlinit ce le-a fost promis. N-au făcut asta. El verifică, ați auzit ce a zis? Asta este o blasfemie. Și l-au condamnat la moarte.
În istoria mântuirii, în istoria omenirii, sunt împrejurări în care adevărul te costă viața. Așa ceva pățește Iisus. Da, noi știm cum se desfășoară mai departe toate lucrurile. Ei n-aveau autoritatea să implementeze pedeapsa cu moartea. Asta numai Roma poate face. De aceea au trebuit să-l ducă la Pilat. Și Pilat să dea același verdict și apoi el să dea ordinul să fie executat. Și în final se întâmplă asta. Dar această mărturisire, da, sunt Hristosul, este formulată politic de către Pilat în cuvintele care spuse deasupra pe cruce. Iisus, regele iudeilor. Toți știau că Mesia este regele iudeilor. Rege de care ei n-au avut nevoie. Rege pe care au făcut tot ceea ce au putut să-l ucidă. Ce luăm noi de aici? Mântuitorul a avut atât de clară înțelegerea cu privire la El însuși. Iar acum El și-o asumă știind ce urmează. Dacă noi citim până aici Evanghelia după Marcu, noi găsim cel puțin de 3 ori situația în care Iisus le spune că Fiul omului urmează să fie prins, batjocorit și omorât. El știe cât costă propria lui identitate. Îl costă viața. Cei din conducere sunt orbiți, sunt porniți împotrivă. Nu acceptă că în sfârșit Dumnezeu și-a ținut promisiunea. Nu, e o blasfemie. La moarte. Și suntem surprinși că cei din sobor se duc în direcția aceasta. Noi aflăm ulterior că nu toți au fost de acord. Nicodim e unul dintre fruntași. Iosif din Arimatea este unul dintre fruntași. Și el, ei, după ce Iisus este condamnat la moarte, după ce moare, ei se duc și cer lui Pilat trupul pentru îngropare. Și Pilat îl dă. Neașteptat îl dă. Răspunsul pe care îl dă Iisus marelui preot are 2 părți. Da, sunt. Iar apoi el continuă. Și veți vedea pe Fiul omului la dreapta puterii venind pe noi cerului. Unde scrie în Biblie despre lucrurile acestea? Știți unde? În Daniel 7:13. Avem această cuplare, această legare la oaltă a caracterului său mesianic. El este unsul lui Dumnezeu. El este cel promis. Dar el mai este ceva. El este Fiul omului care odată va veni să judece pe toți oamenii. Marele preot aude lucrul acesta. Sinedriul întreg aude lucrul acesta. Dacă stai și le judeci în lumina Scripturilor și iei în considerare posibilitatea ca acel lucru să fie adevărat, ce aștept să ți se întâmple când vine El ca judecător? Aici e totul sau nimic, acum. Ei cred că îl elimină și scapă de el.
Această venire a fiului omului pe norii cerului este imaginea biblică care descrie venirea zilei judecății. Deja Mântuitorul a explicat pe larg cum va fi când fiul omului, el, vine să judece pe toți. În Evanghelia după Matei, ultima cuvântare a lui Iisus, ultimul discurs este despre lucrurile acestea. Noi am petrecut la adunare un întreg retreat odată studiind lucrurile astea. Am avut un retreat, fiți pregătiți. Și am citit Matei 24 și Matei 25. Și acolo în Matei 25 avem descrierea judecății în care Iisus, ca fiul al omului, e ca acel păstor care desparte oile de capre. Toate popoarele sunt adunate înaintea lui, pe unii trimite în dreapta, pe alții trimite în stânga. Unii sunt neprihăniți, alții sunt nelegiuiți. Unii au parte de viață veșnică, unii au parte de pedeapsă veșnică. Deja le-a spus toate detaliile. I-a învățat în amănunt ce va face. Și eu considerat că soluția este uciderea. Pe Iisus, adevărul cu privire la sine l-a costat viața. Dar noi știm că tot El ne-a spus. Dacă mergem înainte, în Marcu 10, acolo avem acele cuvinte așa de cunoscute, 10:45. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. A venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Când îți este clară menirea, când îți este clară identitatea, nu te mai oprește nici Ana, nici Caiafa, nu te mai oprește nici Pilat, nu te mai oprește nici răstignirea. Nimic! Nimic! Noi vedem această cumulare de tensiune când toate se adună. Vedem această gândire de turmă. Zice marele preot, toți se iau după el și îl condamnă la moarte. Dar nu uitați că după ce le fac pe toate astea, după ce l-au răstignit și îngropat, ei stau așa și se gândesc. Acesta ne-a spus că după 3 zile va învia. Și se duc la Pilat să păzească mormântul, să-l baricadeze. Nu cumva, zic ei, să-l fure ucenicii. Niște pescari să se lupte cu soldații romani. Sau cu soldații de la templu pe care îi aveau marii preoți. Da. Noi știm că Iisus a înviat. Nu l-a putut păzi nici piatra de la mormânt, nici soldații care erau de gardă, nimic. Nimic. Nu l-a putut opri moartea. A biruit-o. Deci undeva a rămas această posibilitate. Noi am făcut tot ce am putut să-l eliminăm, să-l terminăm, să-l scoatem afară. L-au ucis. Când ar fi trebuit să-l accepte și să-i se închine. Mântuitorul ne învață despre lucrurile acestea într-un mod care a rămas decisiv, a rămas unic până astăzi. Această limpezime a minții, această hotărâre a voinței, am venit
în felul acesta pentru o anume lucrare. Și nu l-a oprit nici batjocura, nu l-a oprit nici frica. El s-a dus până la capăt. Și el pe toate acestea le făcea pentru ei. Pentru cei pierduți. Cei care acum se întorc împotriva lui. În felul acesta îl înțelegem și noi. Mesia a venit. Urmează să vină din nou ca Fiul omului care va judeca pe toți oamenii. Noi știm criteriile de judecată, noi știm ce va face și primindu-L pe El ca Mesia, slujindu-L pe El ca pe Fiul Dumnezeului Celui Viu, crezând în El, noi avem această siguranță că atunci când împarte, ne trimite în partea dreaptă. Ca urmare a credinței noastre, revenind la criteriile de judecată, El acolo are un dialog și cu unii și cu alții. Și fiecare este contrariat când a făcut ceva sau când n-a făcut ceva. Știți discursul, da? Am fost în temniță și n-ați venit pe la mine. Am fost bolnav și nu m-ați îngrijit. Am fost sărac, am fost flămând. Și unii zic, când te-am văzut noi așa? La cei din partea dreaptă le spune, când ați făcut lucrurile acestea la cei mai neînsemnați, mie mi le-ați făcut. Poporul lui Dumnezeu trăiește în felul acesta. Slujind pe cei care sunt în diferite împrejurări dificile, așa cum a făcut Iisus. A făcut bine la cel sărac, a vindecat pe cel bolnav și toate celelalte. La cei din partea stângă le va spune, a fost acolo, acolo, acolo și n-ați făcut nici asta, n-ați mers nici acolo. Viața omului neprihănit este o viață în care slujește pe aproapele. Și slujind pe aproapele, slujești pe Domnul. Când vine El din nou, El ne va aduce aminte de lucrurile acestea. Și în anii pe care îi avem aici, recunoscându-L și primindu-L și închinându-ne Lui ca și Mesia, unsul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, ne slujim și unii pe alții. Și pe ceilalți oameni pe care El îi aduce în viețile noastre. Acestea au fost lucrurile pe care le-am avut de împărtășit în această seară cu dumneavoastră. Întrebări.